Nu știu de ce am senzația că faza cu face parte din armele secrete ale Giuliei de a atrage un băiat. Pentru că am văzut-o în timpul conversației că a pus -o mâna pe rochiță. Deci rochița la început era unul mai lungă a da? În timpul conversației cumva a dat cu mâna, s-a ridicat rochița timp ce vorbeau, a pus mâna pe rochiță, mă așteptam să o tragă la loc, pentru că vedeți că are o poziție nu tocmai prietenoasă și mă așteptam să simtă na, că are jumătate de fund afară. Ce credeți? A ajuns cu mâna, uh, cu mâna pe rochiță, dar nu a mișcat-o de niciun fel. Și mă gândeam că poate face Face parte din armele seducției. Și cumva, în Giulia, cum lucrează și la psihicul lui Antonio.